Adrian Enache este fără îndoială unul din cei mai compleți artiști români. Rocker în adolescență, star pop ulterior, sex symbol în permanență. Premii, albume de top, concerte în țară și afară, nimic nu lipsește din cariera lui. Nici măcar un titlu mondial la fotbal. Legenda spune că numele albumului său, Nebun după femei, corespunde realității 100%. Cât de nebun după femei a fost Adrian Enache și cât de spectaculoase sunt poveștile vieții lui, veți afla în această seară. Doamnelor și domnilor, Adrian Enache. Și are dreptate voiceover-ul. Bună seara, Adrian Enache, aici în platou. Good evening, Madeleine! Sex symbol în permanență. Ți-a plăcut mulțumesc. Asta, nu? Mulțumesc frumos! Zâmbit la toate titlurile puse de presă de-a lungul anilor, dar m-am văzut de treabă. Sunt modest, așa cum mă știi, popular, de mă îmbrățișez și cu femeia de serviciu și cu președintele țării. Da. Că așa am pățit la Orizont Predeal când eram director de program. 15 ai ani fost am fost director de program. Mulți ani. Și a venit Traian Băsescu, Elena Udrea, toți miniștrii, că eram cu dansuri, cu astea, așa. Și am fost invitat la un whisky de președinte, după care m-am dus la Luminița. Ce whisky îți mai amintești? Ăla care miroase a motorină. A, un la Gavolință. La Gavolință, da. Așa. Că fusese și domnul Năstase. Fusese și domnul Năstase, care l-a adus în România. Da, da, da. Da, da. Și, hai să zicem mai multe branduri de-astea care miroase a motorină. Artbag, la Freud, așa, ca să nu se supere. Da, să nu se supere. Octomore. Și m-am dus la doamna care dădea hârtie igienică la toaletă. Și am luat-o în brațe, am bubat, am stat cu ea și zicea: domnul Adrian, dar cum e posibil asta cu președintele, cu ministrul? Și stați cu mine o femeie simplă. Zic, iubita mea, când mergem acolo, unde ne papă gândacii, nu treabă gândacul, tu cine ești, Siriac, Enache, Luminița, Băsescu, nu. Gândacul te papă, suntem la fel în fața lui Dumnezeu, pentru mine sunteți oameni și am un motto foarte important, mottoul vieții mele, să rămânem oameni, măcar atâta timp cât știința nu a descoperit că putem fi altceva. Foarte interesant, important. O să te iau la istoria secretă a umanității. Acolo păi avem, vin, că eu avem perspective, la avem niște la miezul problemei mă uitam. Bă, tu ești pe poze la noi la Național TV, când merg eu la emisiunea mea, că duminica la Star Show, da. Te uiți, am înțeles că ești mare fan. Eu cu Darafu Cleante și Diana Matei acolo vă pupăm, vă așteptăm în fiecare duminică. Văd poza ta acolo și zic, uite mă, mai am prieteni acolo. Făcea, da? Din ce a mai rămas din gașca veche, a mai rămas câțiva și suntem prieteni în continuare. Da, oameni. Dați un pic mai încet ca să ne auzim, că în platou se aude destul de tare. Adrian, în perioada care, când te-ai văzut așa, ai zis că ești Michael Jackson. Perioada da, aia în care rupeai tot, te-au supranumit băiatul minune al muzicii române și puțin așa a fost. Tot Adrian Minune a fost marketing. Da, tu ai fost băiatul minune. Tu ai fost băiatul minune, s-a inspirat Adrian. Da, Adrian, copilul de aur, cum era și a devenit Adrian Minune. Până să ajungem la debutul ăsta, hai să ne conformăm un pic vremurilor, pentru că toată lumea e acum cumva marcată de ceea ce ni se întâmplă de câțiva ani. Trecem prin tot felul de evenimente, ne dau ăștia cu capul de pereți, ne-au schimbat cumva filozofia. Băieți, niște... Ca să zicem românește, cine pune botul, nu? Cine, așa. Înțeleg că l-ai cunoscut personal pe Putin pentru că ești unul dintre puțini români care e campion mondial. Ești campion mondial la fotbal. Da, cu naționala. Și înțeleg că naționala artiștilor a luat de mai multe ori titlul mondial. Triplu campion mondial, da. Și ăștia noștri n-au învățat nimic de ăștia fotbal de la voi, da? Dar fostele glorii care joacă într-adevăr fotbal adevărat, joacă cu noi pentru cazuri sociale, pentru cazuri cauze nobile și jucăm în ultimul timp, jucăm pentru băiețelul lui Camara, îi doresc multă sănătate lui Leon. Și uite aici golul meu din meciul cu Italia, a fost desemnat golul campionatului mondial. La vincul Folia Seca, după ce mi-a dat Rareș Varniote, copilul meu de suflet de la trupa Albinegro, o pasă de 40 de metri. L-ai omorât. Ăla era, cine era ăsta? Giancarlo Antonio, brazilianul din poartă. Mai, nu știu, erau și vedete italiene și foști fotbaliști, că asta e regula, să ai și foști fotbaliști trecuți de 40 de ani. Da. Super tare. Și mi-a fost mirarea când am jucat cu Spania și mă uit la primul 11 când se cântau imnurile și era Donato, care juca la Deportivo la Coruña, terminase cu 2 ani înainte, el oricum a jucat până la 40
Și a venit la noi, era, avea 41, dar eu îl văzusem ieri la televizor, a jucat cu noi, zic, uai frate, ce? Adică am jucat și cu fotbaliști, fotbaliști, nu? Am prins și eu, la un moment dat, un meci în Turcia, la un hotel de ăsta, un restaurant de ăsta de 5 stele, cu Sturm Graz, în vremea în care Sturm Graz ajungea în primăvară europeană în Liga Campionilor. Știu că îi bătuseră Inter Milano de, în anul ăla cu 2-0, Inter Milano fiind antrenat de Mircea Lucescu, da, în acel, da, în acel an. Și am mișcat cu ei, mă rog, mi-au bătut cu o 4, că am încropit o selecționată de asta, o marocan, niște turci, da, nu știu ce, da. Și am mișcat cu ei, ne-au spart, îți dai seama. Dar mă rog, revenind la asta, în Rusia ați câștigat campionatul mondial. Da, la Moscova, noi am jucat. Și l-ai întâlnit pe Putin de mai multe ori. Da, ai spus că ți s-a părut ipohondru, am văzut că ai declarat undeva. De ce? Da, nu, el e un tip foarte mic de statură. Da. Și probabil că are această frustrare și a dat mâna repede cu noi. Ne-am dat câte o sticlă de vodcă în piele albă, fiecare, da. Pliculețul pentru cei care au câștigat și cam atât. După a început să se dezinfecteze pe mână, să nu-i luăm ADN-ul, adică chestii de astea de te lua cap. După aia, anul următor, iar România deja nu mai zâmbea așa cum zâmbea. Și în 2018 a venit Medvedev, că a jucat și el, că jucau și politicienii. Ei își făceau oricum reclamă, campanie electorală, non-stop. Da, da. Și jucau și ei și au venit la cabină și a zis că ar fi bine anul ăsta să câștigăm noi, că organizăm campionatul mare, de așa. Mondial de fotbal. V-au sugerat să pierdeți. Da, ne-au sugerat să și n-ați, pierdem. Și am zis ghinion, vorba lui Iohannis, ghinion. De ce? Pentru că în 2018 sărbătoream și noi centenarul. În țară erau toate manifestările cu România și ce, cum era noi să nu venim cu al treilea titlu. Și au zis că da, nu nicio problemă. Antrenorul nostru Daniel Chiriță, pe care salut, el a jucat la Zenit Sankt Petersburg și știa limba română, limba rusă. Și vorbea cu ei și spunea, da, gospodin, da, хорошо, хорошо. Ajunge la penalti ca să nu se vadă da. Și acolo zice, și acolo dați numai în dreapta, că portarul nostru se aruncă bine, domnul Davudov, președintele Federației Nordăfăr. Și zic, da, și toți au dat în stânga. N-am înțeles limba rusă, nici panimaiu, zice. De atunci nu ne-am mai invitat. Bine, între timp a venit pandemia și acum iar ne-au lansat o invitație și toată lumea râdea, făcea o mișto. Cei care au fost invitați, țările Israel, Spania, Argentina, și ne scriau nouă românilor, voi mergeți? Păi zic, băi, noi am merge, dar nu ne-au dat decât bilet dus, zice la Moscova, că de tot se mai... Da. Și nu s-a mai legat. Deci s-a părut un tip, cum să zic, obsedat un pic de partea asta cu sănătatea. Adică... Nu e singurul care a avut percepția asta. Păi acum în presa britanică, în fiecare zi, ăștia îl declară mort sau era bolnav. Era interesat de sport, ceea ce se și vedea prin filmările pe care le... E și un vehicul electoral. Așa, și chiar făcea. Primii 5 ani s-a jucat la Sochi, pentru că el promovea stațiunea Sochi ca viitoare organizatoare a Jocurilor Olimpice de iarnă, ceea ce s-a și întâmplat. După care a promovat Moscova. Dar spun, a chemat artiști și fotbaliști mari, Glory. Eu am cântat pe scenă cu Ian Gillan de la Deep Purple, în parcul Maxim Gorki. După meciuri, seara, erau spectacole date de echipele care participau la campionatul mondial. De aia era neapărat obligatoriu ca să fie artist, cum făceau brazilienii, că ei au venit cu echipă de fotbal. Și ca să ia trofeu, au început să-și inventeze, că ei joacă în telenovele și dădeau DVD-uri de alea făcute la hotel, cu unul trântea o portieră, dacă e actor. Și camaradul nostru, care este ofițer de presă și pus pe... Identificat. Da, a verificat tot. Da. I-am zis, bă, tu ești la stații, unde lucrezi? Pe cuvântul. I-a descoperit, erau toți juniori la Fluminense, la Botafogo, erau fotbaliști. Da. Noi când i-am bătut 2-1 pe Brazilia, chiar am bătut fotbaliști. Cât era premiul? Premiul mare? Totuși, da, premiul cel mare. Nu știu, că în fiecare an erau alte bugete. Noi primeam cam, dacă eu am luat premiul pentru cel mai frumos gol, $3,000.
să mă dădea $2000 dacă ajungeai în așa, și mai, dacă mai și câștigai, ajungeai la un $5000, așa, frumos. Bun, dar în sine, premiul cel mare pentru titlul mondial... Păi asta era vreo 30.000. Vreo 30.000. Da. Bănuiesc că pentru asta au venit vreo zi. Păi da, e bine. Pentru bănuți, da, asta au venit niște jucători ăștia, aspiranți. Da. Tu ai fost chiar selecționat în echipa națională de junior la moment dat. Nu, era, nu? Lumea, era UEFA 86. Era, UEFA 86? Păi și dacă și ai fi ales fotbal... Lupu, cu prietenul meu, care e marele fotbalist de astăzi, cu care am o relație... Deci ai fi avut șanse să ajungi fotbalist păi mare? Păi dacă, da, dar la un meci de interzonal, în finală, jucam cu CSS Mangalia, la pauză îmi plăcea cum sună în baie, acolo era o rezonanță frumoasă și am început să cânt. Să prezint topurile pe care eu le vedeam pe casetele VHS aduse de marinari din port. Da. Fiind gălățean, da, aveam acces la video, la... Și începeam, music boy George, oh yeah, boy George, do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? And top of the popsicle, more than talking, and you're my heart, you're my soul, I keep shining every... What comes to Michael Jackson in the face of fantasy, Billie Jean, at my stand, woo! Adică eu treceam prin toate, deci se uitau așa, se uitau toți, și era să pierdem la pauză, era finala, n-a mai intrat nimeni pe teren, că noi erau toți cu ochii la mine. Și a venit arbitru și a zis, mai sunt 2 minute, dacă nu ieșiți pe teren, pierdeți finala. Și era să o pierde, până la urmă am și câștigat. Deci a fost de bun augur. Și ai zis? Și vorba unei prietene ziariste, astăzi la Radio România Actualități, mi-a zis, putem spune că ai avut destinul lui Julio Iglesias. Zic, na, să cumva, zicem așa. În variantă da, românească. Dar dacă ai fi optat pentru fotbal, dacă părinții te-ar fi lăsat, ai fi, ce crezi că ai fi ieșuat sau ai fi ajuns un... Nu știu, eu fotbalist de Italia... făceam parte din generația asta, Oldies but Goldies se numește, da, care juca fotbal. Eu și acum mă uit la emisiunea prietenului de la TVR, la repriza a treia, și văd meciuri adevărate. Bă, ce, cum se juca pe vreme. De-aia și rezultatele au venit, că se juca fotbal cu suflet, nu erau cu gândul la bani cum sunt astăzi, știi? Nu erau fițele de astăzi și... Și ei din afară sunt cu gândul la bani, dar au o altă mentalitate. Păi da, dar nu, cum să spun, au altfel de școală. Au bani și atunci au, și acum nu era o noutate, dar noi avem mai mult acum, înainte nu aveau. Și jucau pe faimă, pentru culori, pentru că era, dacă erai un fotbalist bun și deveneai vedetă, trăiai bine pe vremea lui Ceaușescu. Adică... Fotbalul românesc e făcut varză acum. Acum... Din diverse motive, n-are rost să intrăm... Nu mai, că nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dar să... Ai ca în orice domeniu. Cine conduce n-are nicio treabă cu domeniul. Ai făcut bine că ai ales muzica. Ai avut succes, ai fost un star pop real. Adică, serios, și ești. În muzica românească, după 90, sigur, pentru că după aia, practic, ai reușit să-ți... Da, eu în 89 am ajuns în final, da, la Mama și m-au descalificat, că am spus, uite, așa eram. Da. Și a spus că este un occidental, prea occidental pentru țara noastră, care avea niște alte... Politica de cadre nu permitea. Da, politica, traiectoriile, traiectele erau... Da. Nu era cum, s-a trebuia să tu. Fii închis la ultimul an, nu vorbeam cu colegii care erau rocker, cu Bitman, cu toți, cu Cristi Miculescu, care îi divinizez. A început să Loredana. Și țineau părul cu clame ca să nu se vadă la filmări, la TVR, atunci că ei mai erau, erau dați la televizor, dar noi care începeam atunci nu prea. Da, un mare rol în ascensiunea ta, practic, și în explozia ta pe scenă și în spațiu public, l-a avut Mihail Arunceanu. Da, Mihail Arunceanu s-a împlinit 35 ani de când m-a impresionat. M-a impresionat pentru că ai spus la un moment dat într-un interviu că dacă ai fi fost cu ea noaptea aia, ai fi rămas cu ea noaptea aia de 1 noiembrie. Da, pentru ea ne chema. Probabil că ea ar fi trăit și astăzi. Ea ne chema și făcea chiar ai avut, chiar te-ai întâlnit cu ea în ziua aia? Și eu puteam să... Dar am fost toată clasa la ea. Că ea era ca o fel de mamă a noastră. În ziua aia? Da. Vorbim serios. Și noaptea s-a întâmplat, pentru că eu am ajuns, eu rămâneam, că mi-a și spus ea și Roxana Popescu textiera, și a zis, măi, cei care aveți tren noaptea, nu mai mergeți noaptea, pentru că eram totuși niște tineri, 17 ani, nu eram. Și zice, rămâneți aici, că vă găzduiește Mihaela, și plecați mâine. Dar eu zic, nu, că mâine dimineață deja am teză, aveam teză, și trăgeam frumos și cu școala, și zic, eu trebuie să plec. Și dimineață aud la radio, că ascultam Curierul Melodiilor la radio, Titus Andrei cu toți.
Ionel Tudor îmi spune, vezi că a murit Mihaela Snop. Cum să moară? Că am lăsat-o, era cu gașca. Zice, păi nu, după ce au plecat toți, s-a întors vecinul ăla, că era un vecin, care a văzut, a scanat tot ce era pe în casă și a venit, s-a strangulat-o ca să-i fure video și televizorul color. Eu nu mai țin aminte. Că erau valori mari atunci. Eu nu mai țin aminte partea asta. Ăla a fost un vecin? Da, era un vecin care locuia în cartier la vreo 3 blocuri. Incredibil. Păi de-aia și a ajuns el în anturajul nostru, că o știa, se cunoștea și a zis, vină și tu, de seară, stăm cu copii. Înțeles că era foarte primitoare și... Da, era o gazdă nemaipomenită și îi port un mare respect și tot timpul o pomenesc în toate emisiunile mele pe care le realizez, la concerte și acum. La concertul de poimine seară, sala Palatului 4 noiembrie, Adrian din Inimă Enache, sala este arhiplină. Eu zic să mai veniți, că vă mai bag eu pe undeva. Eu voi fi acolo. Tu ești acolo. Cu soția, cu încă doi prieteni. Da, să dea Dumnezeu sănătate, să salută-o și pe Cristina. Mulțumim pentru copilașii, să vă trăiască, să fiți fericiți. La fel și ție. Și o să se cânte, o să se audă în sala Palatului melodii din repertoriul Mihaela Runceanu, din repertoriul lui Aurelian Andreescu, Florian Pitiș, eu tot timpul, Mihai Constantinescu. Ați fost mulți la Mihaela Runceanu. Ai fost tu, da, Silvia Dumitrescu. Silvia Dumitrescu, Michi de la Capital. Mulți. Deci care au confirmat. La ea... Avea ochi. Avea, la clasă era foarte drastică. Dacă nu aveai înclin și mânică cu meseria, îți spunea, găsește, poate la pictură te pricepe. Dar era fin, ți-o spunea fin. Era corepetitor Ionel Tudor, maestru Ionel Tudor, îl salut și pe el și pe Andrei. A fost una dintre dramele muzicii românești, ca și Lucian Mihalea, practic. Da, și Lucian Mihalea. A avut un sfârșit oribil de asemenea. Așa cum spuneam, ai fost considerat băiatul minune al muzicii românești, de-aia minune a rămas marcat și a luat numele ăsta. Erai dezinhibat pe scenă, am văzut mai devreme. Cum te-au primit vedetele feminine din peisajul muzical? Ai făcut repede vreo pasiune în domeniul ăsta? Sau? Păi... M-au primit foarte bine. Prima dată m-au luat, ai la mama. Și așa a apărut în restaurantul la mama. Da. Ai la mama. Da, ai puțin la piept. Și am fost foarte răsfățat al sorții. Am lucrat cu... Ai prins practic anii 90. Da. Și am lucrat cu cele mai mari personalități ale showbiz-ului, divertismentului românesc. Cu Titus Munteanu am lucrat, cu Aurora Andronache, Ioana Bogdan, Nicoleta Păun, să le mulțumesc din suflet că mi-au dat și șansa să devin prezentator de televiziune. Am furat foarte multă meserie de la Octavian Ursulescu. Care a fost prima? Prima emisiune a fost aia? Tip Tominitop, pe care ai prezentat-o? Sau? Nu, prezentați-mi ceva de 8 martie, de ziua femeii, evident, da. În grădina botanică și exact stăteam lângă niște cactuși. Uite aici, îi cântam turcește și indiană, Mihaela tatu, la... Uite. Ai zăpăcit-o, da. Mâine va veni la noi. Mihaela? Da. A, spune că o pup și mi-e dor de ea. Mihaela, tatu, îmi spune de ceva vreme că vrea să-mi scrie romanul vieții. Că o să fie un bestseller, că o să fie la ce am eu de povestit, ce am trăit în viața asta, ca un film, exact ca un film. Foarte tare. Trăim ca în filme piesa foarte de mai înainte. Care ar fi titlul pe care l-ai dat? Nu știu la ce s-a gândit ea, dar eu i-am dacă spus... Ar fi dacă ar fi să-ți dai un nume romanului vieții tale, păi cred că te-am luat prin surprindere așa... Auzi, de ce? Deja titlul s-a dat, pentru că cea mai recentă piesă a mea așa. Se referă la viața mea și nu numai la viața mea, la viața fiecăruia, poate fi povestea fiecăruia dintre noi, viața din vis. Deci este viața pe care eu am visat-o și mi s-a îndeplinit. Deci visul a devenit realitate. Cu tot ce am trăit eu, cu povești amoroase, cu succese, cu școală, cu fotbal, cu sport, tot, mi-am cunoscut idolii. Tu îți dai seama să fii pe stadion când vine David Beckham să ia tricolul Cristi Chivu și Cristi Chivu îi cere scuze politicos să spune, i-l-am promis lui Robbie Williams de România, prietenul meu, Adrian Enache, și el a foarte politicos și a zis, sure, Mr. Adrian, congrats. Senzație. Și l-am cunoscut pe idolul meu, pe Tom Jones. I-am câștigat un festival în Turcia. Am deschis concertul. La Pamukkale? La Pamukkale. Am învățat turcești, că aici cântam Mihaele tatu. Ah, gege gâs, gegele măgele, gelele ge, sângel megin, bârsimi mădălin, bârsimi mădălin. Sper că nu m-ai înjurat, dar e ok. Nu, a Gigi Cât, fată drăguță, da, Gigi Cât, ciugiuc, știi? Vreau să-mi iau rochii. Dar vezi că asta o să cânt și poimine seară la sala Palatului. Este, avem un moment foarte frumos, unul de Bollywood. Stai să stai, știa. Da, e și
Ia, dați mai tare. Deci, multe nebunii. Asta țin de nebunii. Bun. Să mă ierte. Ce... Atât a fost? Am ratat partea muzicală. Uite, când cântam hard rock cu trupa Phoebus, Nicu Patoi, stânga, cel mai bun chitarist din România la ora asta. Uite-l, colegul meu. Ia stai. Indienii cu... Știi cum e cu filmele indiene? Când tot filmul după copaci, fuge el după ea, se ascund după copaci, nu se sărută tot filmul, stai trei ore, aștepți un sărut, o strângere. Și... Mini deni mini hat mini dani, sini hat mini hat mini di, ini kan mini hat mini dani, sini hat mini tapnele, tapnele wile zerale. Și el după copaci, după ea. Păridam ce cum unde ne-a dat ori dam. Mini mini hat mini dani. Și el, nu. Da. Super. Am și poimine seară la Sala Palatului am moment de Bollywood cu baletul High Class. Așa. Fete și băieți extraordinari de la emisiunea mea de la Star Show. Tasca, vă rog. Am, vine Ionuț Galanic, un moment grecesc cu Asteria, cu baletul lui frumos. Nebunie, și voi cânta și eu în limba turcă. Deci va fi un moment de oriental. Cât durează spectacolul? În jur de trei ore. Ca să știu și eu să mănânc. Cu de toate. Să mănânc înainte. Băi, mâncați, beți, da. Și nu să aveți timp să mergeți la toaletă, că o să știu. Vedeți. Să stăm pe dans, pe chestii de-astea. Interactiv. Frumos tare de tot. Chiar mi-era dor de un moment de genul ăsta. Uite-l pe Nicu Patoi stânga. Ne întoarcem la... Minodora va cânta piese din repertoriul Mihaela Runceanu. Asta e una dintre surprize. Vineri? Serios? Da. Foarte tare. Chiar a fost la Cristina, a înregistrat pentru podcastul. Mulți, Galani, Minodora, Camara, Raul. Raul, prietenul meu și al Robertei, producătoarea emisiunii tale, mi-a scris unul din hiturile cele mai la modă și cele mai căutate. Acum ești frumoasă. Pentru că ești frumoasă, în fiecare zi, tu ești frumoasă, chiar dacă tu nu știi că eu te văd frumoasă, atunci când îmi zâmbești, frumoasă, pentru că iubești. Raul, pentru super. Roberta a fost super, dedicat. Super bine. Mă înțeleg că s-a și împăcat cu Mirabela. Cu Mirabela, au avut o perioadă mai grea. Dar noi avem turnee împreună, plecăm și vara la mare și iarna peste cotare. Stai așa. Am vrut să mai vorbesc și tu. Chiar ai fost, nu, vreau să te întreb. Chiar ai fost nebun după femei sau asta a fost marketingul? Tu, în fapt, fiind un tip, relația cu femeile, la modul cel mai onest, cel mai sincer, da. Mai retras, mai timid. Măi, femeia este absolut tot. Reprezintă totul pentru mine. Și nu numai pentru mine, vă spun. Ăsta a fost rând, titlul celui de-al doilea album. Te naști din femeie, dar mama e ce importantă. Sora, iubita, totul se leagă de femeie. Iar când cânti o melodie de dragoste, cu eu cânti? Mine, eu am rămas o raritate că mai cânt melodii de dragoste femeilor. Acum s-a schimbat treaba. Trăim alte vremuri, dar nu știi. Da. Nu știi care e femeie, că acum primesc niște glume pe WhatsApp, se dezbracă ea, da, și când se întoarce cu fața, da, cică Halloween. Halloween, exact. Acum gândește și la sex simbolurile occidentale, vestice. Și atunci totul este legat de femei. Totul este un tribut adus în fiecare zi mamelor, surorilor, iubitelor, nevestelor, amantelor, bunicilor, unicilor. Și totul e un... Pentru că noi pentru ce trăim? Să facem oamenii de lângă noi fericiți și cu predilecție bărbatul vrea să-și facă fericită femeile. Da. Bărbații vor să facă fericite femeile. Și atunci, ca să intri și la o relație de servici, când te duci undeva la un magazin să cumperi ceva, ești drăguț, te servește altfel. Totul e legat de femeie. Când joci scene de dragoste, joci cu femei. Ai fost genul de Don Juan, că eu asta te-am întrebat. Sau a fost mai mult marketing în toată povestea? Măi, a început cu mult marketing. Ai căutat iubire absolută sau pur și simplu vrei să te bucuri de... De faptul că erai un star pop și... Păi da, și pentru că sunt frumos, așa, toată lumea s-a legat de povestea asta și cântă frumos și e frumos, stai că vinde bine, stai să ne... Prima dată a fost, Dumnezeu să-l odihnească, George Stanca, care era șeful revistei VIP, și m-a sunat. Bă, Adiță, uite, te-am văzut aseară când tai piesa I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing, pay for every dance, so I'll get Romans, wow, what I'm saying. Mă rog, într-un program la Orient, bară Mamaia, toate femeile leșinate acolo. Făceam un show cu trupa lui Verban, tu știi. Da.
Măi, și George Stanca a fost acolo și mi-a spus, n-ai vrea mâine să scrie în VIP că Adrian Enache e gigolo pe litoral, o plimbare cu trăsura cu el costă $2000? Eu ca să eram la început și vreau să mă evidențiez, aveam nevoie de publicitate. Am zis, băi, George, dar bine, nu e adevărat. Păi zi, nu e adevărat, dar zice și noi așa că frumușel ești, gigolo cânti. Da. Deci 70% din sursă, din știre, e adevărat. S-ar lega un pic, da. Da, și după aia mai punem noi asta, că le costă atâta ca să dea bine. George, fă cum vrei tu. Și a doua zi m-am văzut pe toate ziarele și, mamă, deja se crease așa o... Păi nu, dar apropo de chestia asta, acum n-am cum să nu te întreb, că na, suntem aici, nu... Suntem între ei noștri. A existat vreo situație în care femei, după marketingul ăsta, pe genul ăsta de articole, de erau la Rex, mă așteptau. Au vrut să plătească. Da, și ăsta, prietenul meu, Dorel Vlad, care era managerul de la Rex, făcea glume. Și zice, vezi că am luat 3000 pentru tine, te duci cu bunicuța, o vezi, e din Belgia. Las că strănută de dor și strece. Adică făcea glume și zicea, dar unele, cele din Occident, probabil că erau obișnuite cu astfel de servicii și ele vorbeau serios. Dar eu nu, îți dai seama, frate. Al nivel. Am fost și... Am fost un mare fan al femei frumoase și inteligente, în primul rând inteligente și frumoase după aia. Pentru că e foarte important să ai ce discuta cu ea după ce faci dragoste. E cumplit când n-ai ce discuta, vai, e rău de tot. Îți vine să intri într-un pământ așa, într-o gaură și să dispari, să nu mai stai cu ea. Da. Când vezi că faci numai de frumoasă, deci n-ai ce vorbi, e urât. Deși poate să fie frumusețea pământului. În primul rând, femeia, pe mine mă cucerește spiritual. Și după aia frumusețea fi. Și după aia partea cealaltă. Da. Povesteai la un moment dat că, așa am înțeles, că ți-ai început viața amoroasă cu profesoara... Cu o profesoară de meditație? Da, pe mine m-am meditații la mate sau la ce? Eu și facultățile le-am făcut din dragoste pentru profesoarele respective. Adică ai optat pentru, pentru un domeniu sau altul în funcție de îmi plăcea, am făcut facultate tehnică. În liceu. După care am făcut facultate de psihologie filosofică, se îndrăgostise o profesoară de psihologie de mine, în armată. Am făcut școala de aviație, am început cu școala de parașutiști, după aia am făcut școala de aviație la Mediaș. Și atunci și eu m-am îndrăgostit de ea și am făcut pe plac. Și uite, am ajuns și un psiholog și un inginer. Și... Ai profesat vreodată sau ești... Da, am profesat ca inginer la Aro, la Brașov. Am fost inginer stagiar și începusem să cânt pe acolo. Băteam manualele de turnare și oamenii nu mai munceau, mă ascultau pe mine și a venit directorul și mi-a spus sincer decât să piardă țara un artist extraordinar de bun... și să câștige un inginer mediu, mai bine du-te la 300 de metri e cerbul de aur. Se face în fiecare an. Băi, și a avut gura aurită. Și așa s-a întâmplat. Asta era prin 91-92. Deci după Mamaia. Da. Și mi-a spus asta. Și după care, pe 96, am reprezentat România la cerbul de aur și chiar am avut o surpriză. Fostul director, care mi-a spus acest lucru, ieșise la pensie și a venit să mă vadă la Cerbul de Aur și eu l-am recunoscut. Și am zis, domnule, ce premoniție ați avut, ce sunteți minunați. L-am pus în primul rând, că lansam și albumul Eu nebunie, piesa scrisă de Mihai Constantinescu, Dumnezeu să-l odihnească, și venea invitat Tom Jones acolo în recital și mi l-au adus și la Aro, clubul de noapte. Și... Ai și cântat un pic cu el? Da, a făcut Delilah la Pantale. Pentru un album, un pic, a fost ceva deosebit. Mm? Dar nu vreau să treci așa ușor peste întrebarea pe care ți-am adresat-o. Spa, homie, baby, you set the light. Profesoarele, da, mă, le-am... Toate care mă iubeau, eu mă îndrăgosteam și de meseria pe care o predau ele. Dar stai, și dacă am ajuns eu om. Stai, mă, așa. Făceați amor înainte de meditație sau după meditație? E, nu, că se nimenea nu stătei să... Adică, la început... Dar ea ce era? Profă de... Mădălin, cartea. Cartea, știu că era cu cartea. Ea nu făcea dragoste cu mine dacă nu învățam. Dar ce era? Profă de... Nu, că am avut mai multe, acum nu e... Și de alea am citit despre una, habar n-aveam. Nu, materii, mai multe am avut. Vorbesc de aia de la 16 ani. Eu am învățat materiile iubind profesoarele, frate. Și mi-a plăcut școala, deci și chimie, și fizică, și matematică, și limba română. Că am ajuns și olimpic la limba română. După care, filozofie. Dar m-a fost benefic. Dragostea asta, pentru mine, a fost benefică. N-am pierdut timpul.
Și nici nu ți-a și luat și... mințile nu, astfel încât să ratezi școala. Nu, m-au și pentru viață. Adică au văzut în mine un viitor bărbat pe care te poți baza și acum sunt mândre de deci, mine. Deci le recomanzi bărbaților, tinerilor, adolescenților să înceapă relații cu femei, da, mai în vârstă? Relații cu femei mature, care au maturitate, care le folosește lor. Pentru că te învață de bine, te învață ceea, nu. Ceva să fie elegant, să fie nu ce, adică după aia ai timp să te întorci la, știi, la pustoaice, știi cum e? Că mie mi se spune că bă, tu ești în filmul ăla cu Brad Pitt, te-ai născut bătrân și întinerești pe zi ce trece, ce-i cu tine? Benjamin Button, și întoarcerea da, lui Benjamin da, știu, un film fabulos, sigur, a luat da. Nu știu câte Oscaruri. Evident, da, chiar apropo de tinerețea asta sau de faptul că ai același spirit după la 20 de ani, faci ceva, te întreții. Da, fac sport. În afară de fotbal, de, mă duc la alimentație, fitness, că știu că le-ai și cu gătitul. Mai gătesc, am gătit la Ștefan Lungu acum la CNN, săptămâna, acum două săptămâni, bame cu pui, îmi place foarte mult, îmi plac mâncărurile ușoare, așa, curcanul, și îmi plac, eu fiind născut la Galați, îmi place peștele, dar îmi place peștele la mare, care nu are oase, ca să nu da, intre absolut, la voce. Absolut. Și mă duc la prietenii mei care au restaurante prin Floreasca și prin Dorobanț și fac mai fileuri de la steak, fish steak, foarte bun. Senzațional. Dar nu ești, un exagerat al dietelor sau un pătimit? Nu, pentru că mănânc din toate ce-mi poftește inima, dar câte puțin, nu fac excese. Și atunci după ce mănânci ce-ți place și după aceea te duci la sală că îmi place, nu că trebuie, eu dacă nu fac 2-3 zile sport, mă dor toate. Știi că e obișnuit organismul, dacă toată viața am făcut sport, nu poți acum. Și mai sunt turnee în Statele Unite în care nu nimeresc numai hoteluri cu săli de fitness. Uh-huh. Și atunci îmi iau o roată de aia cu mine, pe care a inventat-o tot un american, un marinar, am înțeles eu, care era tot așa obsedat de așa. Sport. Habar n-am, fac o roată de aia care te duci, stai în genunchi, acum am învățat să mă duc din picioare, e foarte greu. Și te duci să te întinzi cât e jos așa, un fel de stretching. Și, și să te întorci tu cu roata. Aia e belea, n-ai cum, e greu. Dacă... Știți, cum se, asta se împachetează, se pliază cu inima ta? Da. Serios? E o dublă roată cu două mânere, uh-huh. Ca la roabă. Uh-huh. Și mergi cu ea, te întinzi pe aia și acționează toate grupele musculare în momentul când faci exercițiile. Când nu ai în sală. Și când nu am fost la un concert al Tinei Turner la Dublin și... Vreau să zic că nu avea nici hotelul ăla, deși era de 4 stele, n-avea fitness room. Am alergat în jurul hotelului, mă urmărea poliția, deci nu renunți la credeau sport. Că am furat ceva. Uite cu Laura, vai ce frumos a fost. Recitala Mamaia 2000 aici, 10 ani după ce cucerisem ea trofeul și eu premiul 2. Și tu premiul 2, exact, în 90, nu? Da, s-a întâmplat da, asta. Da. Pentru că în 89 mă descalificați, că eram prea occidental. Aici e Adi Romcescu pe care îl salut. Un idol da, al tinerii. Din păcate, Laura Stoica... Adrian Cescu, Aurelian Andreescu, am avut idoli serioși. Un alt nume Adrian Daminescu, Dan Bitman, Cristi Niculescu, Paul Ciuci, Compact, cântam toate piesele trupei Compact. Da, Adrian Daminescu era un titan. Prima mea întâlnire cu el a fost fabuloasă, pentru că mi-aduc aminte că eram la Național TV și a venit, a luat apa, paharul cu apa, a băut. Dai seama, și zice... Bun, Mădăline, apa asta a mai fost băută? Așa a zis? Să vii la frații Mincula, care aveau și o apă, da, o marketing, mine, să, da. Să spui chestia. A fost o dovadă de curaj. Apa a mai fost băută. Dar emisiunea nu, eu... mergea prea bine ca să mi se întâmple ceva. Da, după eu am crezut că se refera la faptul că a băut un că mare cântăreț înaintea lui. No, eu așa mă gândeam, zic, băi, no. A băut o mare voce. No. Era pur și simplu de la gustoape. Senzațional. Sex bomb, sex, you're my sex bomb, you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, da, ce frumos. Dar știi ce îmi place mie de la Tom Jones? E Green, Green Grass of Home. Green, Green Grass of Home. Fabuloasă. Am auzit că ai devenit destul de cunoscut în spațiul american în care cânti. Da, mă duc de vreo 6 ani. Am văzut niște imagini cu tine și cu niște americano-italieni într-un restaurant care era full, cântând cu Diana. La Miami, da, cu Diana. Și patata. De vreo 3 ani ne cheamă lumea, mi-au zis să nu vii fără Diana. Oamenii erau super încântați. Da. Cânti în fiecare an? Da. Acolo. Și acum, în ianuarie, în februarie, când e treaba mai...
mai moale la noi, mergem acolo. N-ai fost niciodată tentat să rămâi acolo? No, că nu, mie-mi place România, frate. Păi acolo, un singur loc în care, uite, singurul loc în care îmi place foarte mult e Las Vegas, să zici că m-am născut acolo. Adică totul e artistic acolo, aerul, totul, oamenii. Ce spectacol în fiecare păi seară? Păi am chemat, să-ți explic, am chemat într-o seară un tehnic, inginer, pentru că se stricase aerul condiționat în cameră și stăteam la Mandalay Bay, unde stau vedetele acolo foarte scump, da, ne-am ajutat cu niște români, domnul Imbrișcă din San Francisco ne-a ajutat să stăm acolo, a zis, băi, voi meritați să stați așa, da. Mă rog. I-am mulțumit și Diana a spus, uite mă, tati, și la Mandalay Bay să stric aerul condiționat. Cheamă-l pe unul de jos să ne... Ăia știau că eu fac pe Elvis Presley și îi spune la recepție, go to Mr. Elvis Presley, 23 floor, la etajul 23. Și a venit. Diana a plecat. Zice, stai tu cu ăsta să-i arăți cum e. Și când a venit, Diana s-a întors, că își uitase cardul, s-a întors în cameră și eu cântam. I feel good! Și ăla cu scara dansa, făcea coreografie, nu că dansa. El venise la Elvis Presley, dar eu i-am dat-o puțin așa, după și a zis, băi, în seara asta sunt James Brown. Da. Și am cântat I feel good. Omul a făcut coreografie de la cap la coadă, o să-ți dau filmulețul când terminăm să-l ai și tu. Deci eu am rămas pe canapea întins și el rotea scara. Cum văzuse el în spectacolele lui James Brown, că el a prins toate show-urile stând acolo de ani de zile. Da. Și îți dai seama, o, ce vorbe, Sharon Stone își ia notițe la ora asta. Mădălin, nu că e, dar uite-te. Ești mândru. Da, și de ea și de David. Sunt niște vorbim, copii excepționali. Vorbim, vorbim și mi-au călcat pe urme și sunt cu mine la sala Palatului poimine seară. Da, e o chestie în ADN. David, jucând în videoclipul, în piesii de care am povestit mai devreme, Viața din vis, el întruchipându-l pe Adrian Enache tânăr. E o chestie în ADN. Crezi în treaba asta că anumite talente înzestrări se moștenesc? Păi da, păi da, păi da, n-ai cum. Eu am moștenit pe tatăl meu care cântă. Și acum, cânta foarte frumos, a fost fotbalist la Dinamo Galați, deci iată că am moștenit calitățile lui. Nu s-a ținut el de muzică, serios. El a fost, a lucrat la textila la Galați. Când vor... Bine, se știu lucrurile astea. În principiu, știința cunoaște la nivel înalt. Da. Adică la știința da. Subtilă. Cunoaște deja că în ADN-ul nostru sunt niște lucruri care se transmit. Aici cântam așa. În arăbești. Ha, bebe, oana, alaba, lușuili, coana, șagâl, balana, deale, culeali, tira, făcăr, fiua, aheni, elioana, dari. Ha, bebe, oana, ha, bebe. Bun, apropo de treaba asta, anul ăsta eram în mai, am fost până la Milano într-un weekend cu Cristina. Și tot zic că mulți de români că s-au manelizat, multă cocălărie și așa mai departe. Mă rog, în partea destul de mult e adevărat. Dar nu o spun cu răutate, pentru că sunt mulți cântări simpatici de manele și multe piese haioase, care sunt de multe ori furate din afară. Dar în centru, la Dom, în sâmbăta, seara, deci la terasa aia teribilă care are privire la toată piața, din fața Domnului, se ascultă muzici arăbești, alea, hiturile arăbești și la un moment dat cred că am auzit și manele, pentru că probabil că erau niște români care își sărbătoreau da. Și ei ceva pe acolo. Deci numai, peste tot există o înclinație către zona asta mai facilă a muzicii. Tu ai fost un popstar... Pe la câți bani au arabii, cred că restaurantul la unde ai auzit era lor. Nu e exclus să fie... Era buricul târgului. Da, da, păi ce te mai... Mă rog, uite, întorcându-mă la femei și la pasiunea ta pentru femei nebun după femei, l-am văzut pe Dani Oțil, care, cu care cred că ai fost coleg, să ești coleg păi la Național Artiștică. Mai juca o perioadă, a jucat sau... mai venit, dar prietenul nostru, Dani Oțil. Mă văd cu el la emisiune, că am fost acum la emisiune. Așa, zicând ceva de genul ăsta, că bărbații care nu se duc la dame de companie fac parte din clubul proștilor. Le recomanzi bărbaților în general, inclusiv căsătoriți, să apeleze la genul ăsta de servicii? Eu le recomand bărbaților să vină damele de companie la ei, nu să se ducă ei. Nu se ducă ei. Adică să ajungi acolo la un nivel de reușită în viață, succes într-un domeniu, încât să fii tu curtat de femei. Nu tu să le curtezi pe ele. Eu așa... Bine, pe tine te-a ajutat tot. M-a ajutat tot, dar cel mai mult m-a ajutat bunul Dumnezeu. Să zicem. Că sunt un om. Dar sunt alții care n-au... Sunt un om care sunt iubitori de oameni, Mădălin. Și atunci când dăruiești, fără să vrei, ți se întoarce înapoi. Dragostea celor din jur. Și dragostea celor din jur, aici înțeleg și dragostea femeilor care vin și te văd, că le cânti frumos, te poți frumos cu ele, vorbești frumos cu ele. Mie îmi place să scriu poezii. Dar crezi în chestia asta? Adică un bărbat căsătorit ar trebui să ducă la dame de companie? Păi nu să se ducă. Dacă vine doamna la el, ești
și îți place și nu știu ce, ce să mai spun eu mai departe. Să... Dar să nu se ducă el. Să nu se ducă el. Nu, să vină el. Dom'le, uite, îmi place de ăsta, Brad Pitt, mă duc la el. Îmi place de George Clooney, mă duc la el. Păi, tu te duci dacă ești... Da, omul după principiu, un bărbat care reușește, fascinează... Da, adică eu așa îmi doresc să fascinez eu pe cei din jur și să vină spre mine, nu să mă duc eu. Eu ce fac? Întregez numărul celor care fac același lucru. Deci nu ies din tipare. Dar eu sunt un băiat deosebit, un tip deosebit. Ai atunci... ceva care nu ți-a ieșit până acum, ceva, nu știu, care te nemulțumește la tine, o chestie pe care n-ai făcut-o și ar trebui să o faci, dar nu știu, dintr-un motiv sau altul, n-ai curaj sau nu ai timp sau, nu știu, chestii de genul ăsta? Nu aș putea. Pe vorba ta, ai spus mai devreme, Dumnezeu mi-a dat tot. Îmi mai doresc să mai cânt, să scot o piesă cu băieții de la Holograf. I-am spus lui Mugurel Vlabete să scrie deja piesa, să vedem dacă se ține de cuvânt. Auzi, dar cu Compact ai cântat? Că e refuzat în cu Compact i-am cânt, în tinerețe, am cântat, nu? Nu i-am refuzat, eu nu m-au lăsat părinții. Nu te-au lăsat părinții. Eram prea mic, eram la trupa Phoebus, aveam 17 ani și dacă era vorba că pleca Paul Ciuci în America și vreau să-i țin locul. Eu cântam cu Adi Ordean deja la festivaluri, că ne știau. Da, noi cântam în deschiderea lor, noi fiind câștigători de premii de rock în țară, aveam dreptul să cântăm în deschiderea trupelor mari. Compact, Iris, Roșu și Negru, Holograf. Așa cum se practică, da, cum se toată practică. Lumea. Da. Și m-au văzut. Nu vrei să vii la noi? Că pleacă Paul Ciuci. Zic, eu aș veni și pe jos. Dar trebuia să intru la facultate. Era ultimul an la liceu. Era o perioadă mai... Și pe vremea aia se pune accent pe școală și... Totul... Într-adevăr, cine are școala de înainte de 89, e șmecher din ziua de azi. Astăzi, din păcate, nu se mai face școală. E numai pe... Ia cât, 100, cât face? 200, 300, cât, examene și nu se mai ocupă lumea de școală. Cum asta trebuie. E o observație bună, nu? Eu cred că e o supraîncărcare. Deci îi supraîncărcă cu noțiuni de care n-au nevoie în acest și atunci ei se plictisesc. Și în același timp nu mai e nimic practic. Deci nu mai iau... Atenția lor oricum e captată de ce se întâmplă acum pe internet, cu toate aceste rețele de socializare, nu mai ești atent la nimic. Înainte chiar nu aveam ce face decât sport și școală. Mai vedeai un film bun, trebuia să trezești la 5 dimineața să prinzi bilete. Așa mai citi și noi niște cărți. Și niște cărți. De-aia mai vorbim corect, mai scriem corect. Că... Păi da, scuză-mă, dar generația noastră când te uiți se astăzi... descurcă tată. Păi pe noi ne obligau să învățăm două limbi, engleză și franceză sau germană. Și mie țin minte că mama deja făceam engleză, franceză și ea zice, trebuie să înveți și germană. Că acum te dau la o școală unde limba e germană. Și îmi băga creionul în gură. Să învăț să spun, Kugelschreiber, ja, ja, sunt fosic, am tântrații, am început să vorbesc mai tare ca profesoară după aia. Bine, eu mă prosteam că făceam, dădeam replici din filme. Să vezi când era linia maritimă Onedin la televizor, se uita toată România, cum era și serialul Poldark și un șerif la New York, da. Kojak, știi că era da. Menix, mă, ce era toată lumea. La ora 8 erau în casă toți, la serial. Da, apropo de limba germană, am un prieten... Și stai să termin asta. Și la linia maritimă Onedin îmi plăcea cum vorbeau engleza aia frumoasă, engleza aia de școală, de carte, de bibliotecă. Exact. Captain Baines, it's necessary to drink a cup of tea. Are you ready? Oh, yes, thank you. Bă, dar ce frumos sună. Și eu mergeam la doua zi la școală și începeam. Hey, Captain Baines, it's nice to be important, but it's more important to be nice. Senzație. Chiar ai, și am talent la chestiile astea, la literatură, acolo. Limbile străine. Și asta făceam, ne distram, dar noi și învățam. Că asta am spus eu și la început de emisiune. Pe mine dragostea m-a ajutat, nu doar că m-am dus și m-am transformat. Ai fost altfel, pentru că sunt mulți bărbați care dacă ar începe o relație de asta la nivel, la vârsta aia de 16 ani cu femeie matură, și-ar pierde mințile și-ar... Mă rog, s-au întâmplat multe cazuri în care au renunțat la școală, au renunțat la tot, au nebunit, au luat da, da, da. Nu, eu da. Am fost constructivă la mine. Da. Ai fost focusat? Că ele au fost, în primul rând, creier și a spus, păi, stai mă, că ele având familie, normal, că nu... Și atunci era o relație underground, care era frumoasă prin misterul ei, mai ales că pe vremea aceea, mamă, ce era underground rău. Că nu apucai să descozi, să te dădea afară din toate instituțiile statului, ce era partidul la putere, erau cu... Așa, să mergi pe linia comunistă. A, nu puteau divorța, nu... Mă rog, greu. Da, erau multe chestii. Și atunci, având acest fruct oprit, care era, se dezvolta și era benefic pentru educația mea ulterioară.
Deci pe mine m-a ajutat enorm. Adică vreau să te întreb după pauza publicitară, ce educație ai dat lui David? Apropo de relația asta și cu familie, și cu școala, și cu... Știu că este, se duce spre actorie bine de tot, da, are deja succes. Da, menirea lui. A moștenit clar inclinațiile tale artistice și talentul tău de a prezenta orice, n-ai văzut așa în domeniu. Da. Vorbind despre asta, am multe alte întrebări, știu că e și credincios. Vreau să abordez și alte laturi, unele mai de substanță, de ce nu? Pentru că trăim într-o perioadă în care provocările sunt multiple, ai senzația că se alege praful de tot și că nimeni nu mai crede nimic, nu mai știi spre ce te îndrepți. Ia uite, niște imagini senzaționale. Mai zbura și cu mine cu elicopterul. Cum? Mai zbura și cu elicopterul. Ai zburat și cu elicopterul. Păi acum ai făcut... două săptămâni am luat elicopterul, că am avut un concert la Oradea și ca să ajung la București la filmări la mine la emisiune, a trebuit să elicopter. Ai fi capabil să pilotezi o... Am învățat câte ceva, eu am făcut... Avioanele astea moderne de luptă sau elicopterele astea Nu, eu doar am văzut la alții, sunt bun copilot, sunt bun. Adică ascult de comenzile pilotului și le fac, le știu, dar nu să conduc eu. Te întreb dacă ai fi capabil să te înrolezi, să ai accepta asta și da după pauză să-mi dai răspunsul. Nu vreau eu, nu-mi place războiul, nu vreau nimic. Eu vreau să trăiesc în pace, dragoste, liniște, sufletească. Make love, not war. Make love. Ne întoarcem după publicitate. Adrian Enache, e o oportunitate uriașă. Nu uitați, nu mai are cine să vină la spectacol. Înțeleg că e full. Mai poți să cumperi niște bilete? Oamenii care se uită la noi acum? Cred că sunt ultimele. Așa ultimele bilete. Am fost... Profitați dacă încă mai sunt valabile. Da, dacă încă mai sunt. Am înțeles că ultimele bilete sunt dar mâine, toată ziua și după aia mai și vineri. Sunt foarte puține la vânzare. Vineri seara, de la ora 19.30 la Sala Palatului, mega concert Adrian Enache cu foarte mulți prieteni. Adrian, din inimă, Enache, așa cum a găsit Daniel Iordăcheoaie, care este regizorul acestui spectacol. Te întreb și despre Iordăcheoaie și a găsit Temișan. Acest titlu minunat. Și pentru că eu sunt legat cu inima de fiecare spectator. Ne întoarcem în câteva momente, rămâneți alături de noi.